Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Să binecuvinteze Domnul familia îndoliată, familia Duman, pe fratele Mitică, pe sora Valuca. E o zi tristă. E o mâncare din asta acră. Eu am gustat din ea. Și e greu. Mi-am adus aminte, cred că a fost printre cele mai frumoase mirese, când m-am rugat pentru ea cu 10 luni de zile în urmă. Și am binecuvântat-o. Am intrat să o văd. E tot o mireasă frumoasă. Dar de data aceasta s-a logodit cu cel mai frumos mire. Cu Iisus. Oamenii vin și pleacă. Naomi înseamnă cea plăcută. Eu fost prea plăcută Domnului. Copiii nu sunt ai noștri. Copiii sunt ai Domnului. De ce e așa? O știe El. Pot să spun că și aici e tot o nuntă. Ne-am adunat așa de mulți frați, venind din Germania, Anglia, România, Spania, nu la astfel de eveniment. Dar e frumos să fim împreună. Asta înseamnă că trebuie să fim alături de familie. Dacă ar mai vorbi Naomi, ar spune, nu mă plângeți pe mine. Ea e în prezența lui Dumnezeu, logodită cu cel mai frumos mire, Iisus. Frați și surori, familie îndoliată, m-am grăbit să vin de la Cluj, am făcut aproape 6 ore din Cluj până aici. Să pot încuraja familia, ca unul care am trecut. Sunt 13 ani de când mi-am mormântat copilul. Dar aș vrea să vă spun, familie, că lacrimile nu se opresc. Ei tot curg, tot curg. Frate Mitică, sora Valuca, să nu uitați, ceva din voi locuiește în cer acum. Cerul ar trebui să devină mai plin de dragoste pentru voi. Că dincolo de stele, dincolo de nori, Naomi locuiește acolo. Și după cum așteaptă pe mine fiul meu, vă așteaptă și pe voi, Naomi, care, tâlmăcit Naomi, înseamnă plăcută. A fost prea plăcută. A fost prea bună. De-a luat-o Dumnezeu așa, fulger. Nu-i putem pune lui Dumnezeu întrebări de ce. Niciodată. De ce? După cum e o normalitate când a venit Naomi în familie și s-au bucurat părinții, înaintea lui Dumnezeu e tot o normalitate. Că noi plecăm. Predicăm de veșnicie. Predicăm că plecăm. Și când plecăm ne supărăm. Nu contează cum. Contează pentru cine plecăm. La Dumnezeu nu contează vârsta. Până aici au fost numărate zilele. Atât au fost călătoria. Ea a ajuns mai repede decât unii care au rămas. Sau poate decât noi. A ajuns mai repede. Ăsta-i Dumnezeu nostru care duce la cer tot ce e mai bun. Când și noi ne vom pregăti și noi vom pleca. Ar trebui în inima fiecăruia și mai ales a părinților să fie o nădejde vie și o speranță. Pentru mine, de când mi-a plecat copilul din lumea asta, a devenit cerul mai plin de dragoste. Să mă apropii mai mult. În fiecare dimineață când mă trezesc, plâng și primul lucru când ies afară din casă, mă uit spre cer. Și știu că dincolo de stele, dincolo de nori, e cineva care mă iubește. Dumnezeu, Fiul meu, ginerile meu, tata, mama, când ne-a murit tata și mama, am plâns lacrimi de amintiri.
copilărie, când moare părinți, rămân orfan, când moare un copil, ce rămâne? Durere, durere, durere! Dar noi ne destuim într-un Dumnezeu care ne ajută să mergem mai departe. Și primul n-a trecut Mitică, n-am trecut eu, au trecut și alții. A trecut Dumnezeu cu Fiul Său. El putea să facă ceva, dar n-a făcut. Nu sunteți voi primii, nici ultimii. Au mai trecut și alții de acest drum pavat de lacrimi și de dureri. Dar noi avem o speranță. Avem o nădejde vie, fraților. Vremea pe care o trăim, războaie, boli, planeta noastră înveluită de pandemie, toate acestea nu prevestesc altceva decât venirea lui Dumnezeu. Ci parcă ar trebui să ne apropiem mai aproape de Dumnezeu. Plec oamenii evlavioși. Și aș vrea să vă spun că plecarea sorei noastre, Naomi, e o plecare scumpă. Mă uitam așa ce s-a întâmplat în Anglia. Erau peste 1000 de oameni. Câți oameni urmăresc acum pe Facebook să vadă. Eu cred că moartea ei a pus în inima fiecăruia speranță. Scumpă este moartea celor iubiți de El. Cred și nu mă joc cu vorbele pe care le spun, că Naomi a fost plăcută lui Dumnezeu. Mai mult decât i-a fost plăcută părinților, i-a fost Domnului. După 2 săptămâni plecată, după 2 săptămâni de când a murit, dacă te uiți în sicriu, e tot frumoasă. E o adevărată mireasă. Și cred că a rămas așa, că s-a întâlnit cu mirele Iisus. Mă rog, Domnul Dumnezeu să binecuvinteze familia. Ceea ce putem face în vreme ca aceasta. Ăsta e un drum cu sens unic, fără întoarcere. Încurajez familia să nu-L întristeze pe Dumnezeu. Nu sunteți voi primii, ci ar trebui cerul să fie mai aproape de voi. Și eu am trecut. L-am cunoscut pe Dumnezeu într-o altă dimensiune, după plecarea fiului meu. N-am pus lui Dumnezeu niciodată întrebări. De ce mi-a murit copilul bolnav de cancer? De ce la 11 ani? De ce ar trebui să mă îmbolnăvesc de diabet din cauza supărării? De ce? Și niciodată, și nici astăzi, și niciodată nu voi pune întrebări lui Dumnezeu. Că știu că ce face Dumnezeu, face bine. Pentru noi e durerea, e despărțire. Dar să nu uitați, Naomi nu-i pierdută. E trecută în numărul și în registrul lui Dumnezeu. Ea e bine. Ea e bine și a sfârșit alergarea cu Dumnezeu la 18 ani. Nu știu cum se va sfârși alergarea unora dintre noi. Și să nu o plângem pe ea, ci să ne plângem pe noi. Într-o împrejurare, Domnul, când își ducea crucea, s-a întors și spunea femeilor și oamenilor, nu mă plângeți pe mine! Plângeți-vă pe voi! Ai destul să-ți plângi pe tine, pe copiii tăi, copiii neascultători, care nu ascult de părinți, copii care au făcut viața părinților plină de amărăciune. Și nu Naomi, cea plăcută, cea care i-a iubit pe Dumnezeu. Și totdeauna, cât am fost la nuntă, această mireasă, totdeauna au zâmbit. M-am dus o văd în sicriu. Și tot cu o zâmbit a rămas. Morții care mor în Domnul, mor plini de zâmbet, că ei se întâlnesc cu Iisus. Când mai avea câteva ceasuri să moară copilul meu, știi ce mi-a spus? Îmi promis ceva. Și am spus, da, Beni, dacă plec, că tu n-ai să te lași de Iisus. Pentru că tată văd un om îmbrăcat în haine albe care îmi face semn să mă duc la el. Cu acela zâmbet a rămas și Naomi. Paris Merca, când mai a avut câteva ore de trăit, cântând, a plecat de pe pământ, lăudând pe Dumnezeu, nici moartea pe alții nu-i opresc să cânte Domnului.
noi tracem puțin la biserică, nu mai mergem, nu mai lăudăm pe Dumnezeu, îl întristăm pe Dumnezeu. Și alții laudă pe Dumnezeu. Doamne, ai milă! Cred că Dumnezeu, fratelui Mitică, îi mai da o mai multă ungere în slujire. Cred lucrul ăsta. Va cânta mai cu foc și cred că Domnul va întări. Înainte ca să ascultăm mesajul Domnului, prin fratele pastor Doru, am pe inimă să înălțăm o rugăciune specială pentru Mitică și pentru Valuca. Să se bizuie pe Domnul în vreme ca aceasta. Și să se încrede în Dumnezeu. Pentru că noi nu mai avem altceva de făcut. Doar să ne încredem în Domnul. Fraților, o rugăciune specială. Aducem pe braț de rugăciune pe Mitică și pe sora Valuca. Mitică e aici? Mitică e aici? Aș vrea să vină lângă mine aici. Frate Mitică, te rog. Îndrăzni apta veli pene Valuca. Cam apta vela catat. Care-s rugăciunea la tine? Sora Valuca, te rog.